Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi avem un gameplay de sort pe fundal, bineînțeles. Am intenționat să filmez un deathmatch FFA sau un vs 1, dar nu mă simțeam în stare, așa că enjoy the surf. Bun, îmi cer scuze pentru inactivitate, dar luni și miercuri am simulare în pula mea și n-am învățat mai nimic. Glumea, las liniște, s-am învățat, doar că la subiectul 3 încă e foarte mult de învățat pe acolo. E caracterizare, personaj, ați între două personaje, da, adică, mă rog, nu stau să vă povestesc despre astea. Plus de asta am avut și ceva probleme cu programul de filmat, s-au interzis cheurile care crecuia action-ul și am căutat zeci de versiuni și în sfârșit am găsit una. În sfârșit, frate, am găsit o versiune care să meargă. Bun, hai să lăsăm asta, să nu ne batem de la subiectul de astăzi, care nu e chiar așa subiectiv. Adică e mai mult așa o întâmplare, ce s-a întâmplat acum vreo două zile pe server. Când am intrat eu să salut abonații, să mă joc așa puțin și erau doi acolo, frate, care, mă rog, tot urmărea de vreo câteva zile. Era, nu știu dacă era fata sau băiatul, dar spunea că el caută sau ea caută unii bitsle și bită cu skin. Și mă rog, băiatul era așa de, wow, ce bine arăți, mamă, ce ochi ai, ce păr ai, bă, frate, deci îl admira așa din cap până în picioare. Bă, și înțeleg să fie faza asta la cateringă, pentru că și eu am făcut o dată asta de două ori când eram mai mic, așa intram pe server-urile astea, cred, și eu făceam la cateringă mai mult. Dar frate, ăla era așa, nu știu, parcă se îndrăgostise din prima de skin-ul ei, numai cât a văzut, mamă, ce bine arăți, știi, și mă cam plictiseam în ziua aia, așa că am zis, pula mea, hai să văd ce fac ăștia. Și n-am dat TP sau ceva, dar am activat social spy-ul ca să văd ce mesaje își trimit și era destul de amuzant acolo, pentru că tipul ăla era, i-a cerut număr de telefon, Facebook, tralala, bă, și am intrat și pe Facebook. A zis detalii, bă, vezi că sunt fata cu părul ăla lung. Și, mamă, ăla se îndrăgostise, frate, mamă, ce bine arăt, ce wow, ce, mamă, ce, mamă. Dacă nu, vai, frate, romanță pe Minecraft, romanță pe Galaxy Network, foarte tare. Ce să zic, în pana mea, am râs de, m-am prăpădit, ăla era așa de, mamă, bă, frate, înțeleg să o faci la Caterinca, dar ăla era săracul îndrăgostit, până peste cap, i-a cerut și număr de telefon, da, pe ăla nu l-am mai luat, pentru că ce pana mea să facă cu el până la urmă, dar așa ca și chestie, frate, și ID de Skype și vorbeau ei acolo în conf, bă, și se plângeau ăștia că, bă, n-ați văzut, se plângea ăla când intra pe server, bă, n-ați văzut-o pe Kitty Play sau mai știu cum o chema, intrată sau, da, ceva cu Kitty, nu mai știu exact. Bă, și n-a putut să zic, e destul de trist, nu e chiar amuzant, e cam trist, că tipul ăla chiar, nu știu, frate, și când am mai zis că are și 13 ani, fata are 12, mamă, frate, are 13 ani și totuși e captivat în lumea asta în care, mamă, și e bucuros că și-a făcut iubită pe Minecraft, ăsta ce zice, mamă, m-am scos, frate, sunt tare, se duce la școală, bă, frate, ce, bă, ghiși, mă, mi-a făcut iubită pe Minecraft. What the fuck, mate? What the fuck? What the actual fuck, în pana mea. Nu știu, mă simt cam ciudat că joc jocul ăsta, știi, în care sunt tot felul de specimene, care mai de care, bă, frate. Cum pana mea să... Romanță pe Minecraft, frate, ce să mai... Mă rog, ce să zic, probabil că... Mă rog, aia oricum nu avem ce trebuie, pentru că fata era din Iași și ăla ce că e din Cluj sau ceva genul, sau din Oradea, nu mai știu exact. Am reținut detaliile astea fără să vreau, dar am zis că aș putea face un videoclip despre chestia asta, așa că, na, vreo două detalii tot am reținut. Așa, esențial. Bă, și-a fost destul de amuzant. Din păcate, au plecat de pe server pentru că eu nu-i mai văd, dar a fost amuzant cât a fost și în același timp trist pentru băiatul respectiv. Da, ce să zic. Bă, am zis să mai fac și videoclipul ăsta în care mai mult încerc scuze și am vorbit și despre chestia asta cu întâmplarea. După ce trec simulările, o să reluăm programul normal de postat cel puțin un videoclip pe zi. Și da, cam atât pe astăzi. Baftă!